Bine ați venit la un nou episod Training Days. De această dată m-am gândit că ar fi de folos să înțelegem mai multe despre biomecanică și astfel vom discuta despre niște elemente folosite pentru orientare atunci când se face referință la precizia poziției segmentelor care alcătuiesc corpul omenesc, planuri și axe. Stai cu mine! Ca orice corp tridimensional, corpul omenesc are trei planuri și trei axe. Planul frontal. El merge paralel cu fruntea și împarte corpul în două jumătăți, sigur, într-un mod abstract, într-o parte anterioară și cealaltă posterioară. Ne putem imagina că avem în față și în spate cât un perete. Astfel, mișcările din acest plan au loc în stânga, în dreapta, sus și jos. Acțiunile articulare în planul frontal vor fi: abducție, depărtarea unui membru de zona de mijloc a corpului. Aducție, adică apropierea unui membru de zona de mijloc a corpului. Flexie laterală, deplasarea corpului departe de mijlocul corpului. Să enumerăm și câteva exerciții. Partea superioară, tracțiuni cu priza largă, împins deasupra capului cu priza largă, fluturări laterale. Pentru partea inferioară aș adăuga pas lateral pe stepper și fandări laterale. Partea de mijloc a trunchiului, adică abdomen, zona lombară și fesieri, aș spune îndoiri laterale sau planșă laterală. Pentru întregul corp ar fi sărituri cu depărtarea și apropierea membrelor. Planul sagital sau planul simetriei bilaterale și veți descoperi imediat de ce. Gândiți-vă la omul vitruvian al lui Da Vinci, considerat un etalon al omului perfect, cu o simetrie ideală a corpului uman. Îl secționăm median imaginar în două părți, împărțind corpul în două jumătăți simetrice, stânga și dreapta. Ne putem imagina că avem în partea stângă și în partea dreaptă doi pereți. Mișcările din planul sagital au loc astfel în față, în spate, în sus și în jos. Acțiunile articulare ar putea fi astfel flexia și extensia. Câteva exerciții. Partea superioară. Ramat cu priză îngustă, flotări, tracțiuni, împins deasupra capului pentru umeri, toate cu priză îngustă. Flexii ale umărului, triceps sau biceps. Pentru partea inferioară aș putea adăuga presă la picioare, genuflexiuni, ridicări pe stepper, mers fandat sau îndreptări. Pentru partea de mijloc a trunchiului, flexii ale abdomenului, ridicări de picioare din culcat dorsal, ridicări în șezut, planșă. Pentru întregul corp aș spune mers, alergat, sprint, sărituri sau bicicletă. Ultimul plan este cel transversal, numit și plan orizontal. El împarte corpul într-o parte superioară, compusă din cap, gât, bust, brațe și bazin superior, și una inferioară, compusă din membrele inferioare și partea inferioară a bazinului. Mișcările din planul transversal sunt cele de rotație și presupun rotația trunchiului sau a unui membru. Rotație externă. Deplasarea părții anterioare a unui membru departe de mijlocul corpului. Rotație internă. Deplasarea anterioară a unui membru aproape de mijlocul corpului. Aducția orizontală, adică mișcări orizontale care apropie membrele de partea medială a corpului. Abducția orizontală, mișcări orizontale care depărtează membrele de partea medială a corpului. Printre exercițiile pe care le putem enumera pentru partea superioară ar putea fi flotări, împins la piept, fluturări pentru piept, fluturări pentru spate sau ramat cu priză largă. Pentru partea inferioară voi enumera fandări cu răsucire, pentru zona mediană răsucire ale abdomenului, flexii laterale de abdomen, iar pentru întregul corp răsuciri ale trunchiului. Fiecare plan de referință are un ax care trece prin centrul de greutate al corpului. Axele corespund dimensiunilor spațiului și se întretaie în unghi drept. Important de menționat, axul este un organ cilindric care susține elementele cu mișcare de rotație. Primul ax este cel longitudinal și ne gândim aici la Vlad Țepeș, care obișnuia să tragă în țeapă răufăcătorii. Este vertical și are doi poli, superior și inferior. El pleacă din creștetul capului și merge până la nivelul spațiului delimitat de suprafața tălpilor. Dacă din cap și până în centrul bazinului creăm un ax longitudinal, adică o sfoară, putem mișca rotativ capul în stânga-dreapta, toracele stânga-dreapta, bazinul stânga și dreapta. 2. Axul sagital sau anteroposterior este axul grosimii corpului. Ne imaginăm un băț înfipt perpendicular pe corp. La gât pot face înclinări în stânga și în dreapta. La nivelul abdomenului, în stânga și în dreapta, din torace. Are un pol anterior și altul posterior.
3. Axul transversal, care corespunde lățimii corpului, este orizontal, are un pol stâng și altul drept. Asta înseamnă flexii și extensii în față și în spate. Să luăm și câteva exemple practice. Dacă mișcăm umărul în plan sagital, înseamnă că îl mișcăm în jurul axului transversal. Aceste mișcări se numesc flexii sau anteversii, sau extensii sau retroversii. Dacă mișcăm umărul în plan frontal, ne mișcăm în jurul axului sagital. Aceste mișcări se numesc aducții sau abducții. Dacă mișcăm șoldul în planul sagital, ne mișcăm în jurul axului transversal și aceste mișcări se numesc flexii sau extensii. Dacă mișcăm în planul frontal, ne mișcăm în jurul axului sagital și se numesc abducții și aducții. Singurele mișcări pe care le putem face cu genunchiul sunt flexii și extensii și au loc în planul sagital în jurul axului transversal. Mișcarea umărului de-a lungul axului longitudinal se numește rotație externă sau laterală sau rotație internă sau medială. Mișcarea șoldului în planul transversal de-a lungul axului longitudinal se numește mișcare externă sau laterală sau internă sau medială. În speranța că aceste informații v-au fost utile, aș mai adăuga faptul că aceste axe și planuri se folosesc și pentru precizarea poziției elementelor componente la nivelul fiecărui organ. Folosim acești termeni de anterior, posterior, stânga, dreapta, superior, inferior și în raport cu ceva, nu doar la împărțirea în 50-50%. Anterior față de ureche, superior față de bazin. Cam atât pentru astăzi, același Franz de la Training Days, mă aflu la IFI Studio, locul nostru de joacă, acolo unde dezvoltăm planuri personalizate de antrenamente și nutriție. Stați alături de noi în continuare pentru a afla noi informații din lumea sportului și dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați like, share, subscribe și activați clopoțelul pentru a susține în continuare proiectul nostru. În final, nu uitați, stați flexați!